Ne aflăm la periferia orașului Drochea, aici în Prisacă, unde noi zi de zi lucrăm. Noi suntem o familie tânără care ne ocupăm în ultimii ani cu apicultura. Aceasta este o afacere de familie în care noi am decis să o dezvoltăm, producem rami, stupi și toate produsele date le realizăm în magazinul care tot noi l-am deschis în oraș. Promovăm mierea cu asortimentele de fructe. Punem în compoziție miere cu cătenă, miere cu coacăză, care are mai multe beneficii și plus la asta ele se păstrează un lichid. El îți păstrează vitamina C, de proprietate și mierea nu se cristalizează în compoziție cu lămâie, cu catenă. Și la fel arată foarte frumos, cum avem mixuri de fructe pe straturi, avem cu alune, cu smochine. Pregătim diferite seturi cu cadou, punem în lădiță, lădiță de lemn, lozie și realizăm pentru diferite evenimente. De asemenea, facem pentru cununii, pentru nunți, lumânări. Mânări din ceară naturală. De zonă turistică, acum am început construcția unui așa, un complex turistic apicol. E un lot de teren, se află la o distanță, nu departe de aici. Vrem să facem o zonă turistică pentru odihnă și pentru meditații, pentru tot ce ține de apicultură.